Psihologul Karen Rosner a explicat motivul pentru care copiii sunt, de obicei, cei care suferă cel mai mult în cazul separării părinților lor. S-ar putea să fie un impact și un motiv de nemulțumire pentru copil această împărțire. Fiecare poate să-și pună întrebarea, de ce eu am fost ales de tata și de ce celălalt de mamă? Mulți dintre copii se întreabă de ce părinții fac această alegere. Am întâlnit astfel de situații cu întrebări post-divorț. De ce a fost alegerea făcută în felul în care s-a produs? Dinu Maxer, invitat în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, fostul solist de la trupa AXX, a vorbit despre motivele divorțului de Dea Maxer. Între timp, bruneta i-a trimis prezentatorului TV un mesaj TV prin care a confirmat spusele fostului ei soț. Vreau să confirm cele spuse de Dinu. Să-i mulțumesc pentru sinceritate și transparență. Ne-am schimbat și am ajuns să devenim incompatibili. Incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalitate, planuri, putere de iubire și implicare, am fost piloți pe rând. Eu am crescut alături de Dinu, îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că avem capacitatea și maturitatea de a continua cu o prietenie prin care să ne putem crește copiii cât vom putea de frumos, după acest divorț, i-a spus Dea Maxer lui Cristi Brancu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.